astăzi, care a declarat pentru variola monkey ca o urgență de sănătate publică la nivel mondial. Am monitorizat activ situația din prima zi, iar maimuțele sunt deja livrate către statele noastre membre. Suntem gata să intensificarea răspunsului UE, oficialul european anunțat. Astăzi, care a declarat Monkey Pox o urgență globală de sănătate publică. Am activat situația din prima zi și vaccinurile Monkey Pox au fost deja livrate doamnei noastre. Suntem gata să ne intensificăm răspunsul. https://ip.5y.ch/23 iulie 2022. Variola monkey epidemic reprezintă o urgență globală pentru sănătate, cel mai înalt nivel de alertă din Organizația Mondială a Sănătății, a declarat OMS directorul general Adhanom Ghebreyesus. Șeful OMS a declarat, de asemenea, că riscul de infecție cu diversitatea maimuței a crescut cu un nivel ridicat în Europa, unde sunt înregistrate 80% din cazuri, rămânând la un nivel moderat în toate celelalte regiuni, inclus în Africa, unde boala a fost endemică de 10 de ani. Aproximativ 17.000 de cazuri de monoal, dintre care 5 muritori au fost deja raportați în 75 de țări, multe dintre ele în Europa. În România, numărul de cazuri variola mono a ajuns la 20. Ultimul caz de infecție a fost descoperit între un bărbat de 39 de ani în Cluj, care este izolat în spital și a cărui sănătate este bună.